Bună ziua, numele meu este Șerban Vlos Constantin. Am absolvit cursul de testare automată și manuală, iar astăzi o să vă prezint proiectul meu final de testare a unei pagini web cu ajutorul framework-ului Selenium. În prima pagină și cea mai importantă, în Page Object, în clasa noastră, avem un constructor numit Driver. Cu acest constructor se inițializează obiectele noastre pentru căutarea butoanelor și paginilor din proiectul nostru. Cu ajutorul Page Factory ne inițializăm elementele din Selenium, cum ar fi find by și before test și testurile, care o să le arăt ulterior. Trec mai departe. Avem o primă pagină de elemente de testare. Ca și site, am ales să folosesc site-ul altex.ro. În prima testare, prima clasă, intitulată Login and Search Page, avem trei constante de tip string, în care am stocat un email, o parolă și un produs. Mai departe, cu ajutorul AroundFindBy și al inspectorilor, ne legăm de elementele de căutare din site, cum ar fi butonul de logare, de search email și așa mai departe. Toate acestea sunt logate într-un web element cu denumirea alăturată. Mai jos avem atributele clasei. Aceste atribute le-am legat datorită cu ajutorul elementelor din Selenium, click, send keys, să putem accesa aceste butoane și să le putem verifica. Astfel, acestea au fost legate într-un public void denumită search login button, populate search email, toate acestea ajungându-ne în testele noastre. Dacă mergem în clasa de teste, unde sunt un număr de 10 teste, avem câteva funcții ajutătoare, Navigate to Second Page, to Third Page. Acestea au rolul de a minimaliza redundanța codului, astfel că în testele noastre să ajungă cât mai concis elementele. În Navigate to Second Page avem un driver.get. Acesta are ca și atribut, ca și constant un base URL, care este stocat adresa web unde facem testele, ce anume Altex. Iar ca Chrome Drive Location avem pus constanta com driver. Bineînțeles, putem să utilizăm și alte browsere, Firefox, Opera și așa mai departe. Tot în clasă de util să avem și o funcție wait for element, care are ca și element de intrare un integer, iar acesta are rolul de a pune o anumită pauză în testele noastre pentru a putea fi încărcată pagina cât mai bine. În teste, revenind la teste, avem primul test. Before Suite este tot o interfață a Selenium-ului care ne ajută la deschiderea web driver-ului, și anume Chrome. Primul test este denumit Login Page. La fel, se inițializează driver-ul cu adresa altex.ro, se face un constructor denumit Login and Search Page, iar acesta, dacă îl rulăm, se deschide pagina Altex. Se deschide contul meu, se populează search-urile cu email și parola și se loghează.
Astfel vedem că testul este trecut. Cum observăm, asta că s-a mișcat testul. S-a populat butonul de, s-a găsit butonul de login, s-a populat search email-ul, parola și s-a găsit și butonul de autentificare. Astfel se rulează fiecare test în parte. De exemplu, în testul de suport am avut nevoie și de funcția de util sau wait for element, deoarece atunci când rulăm este nevoie de un timp de așteptare. Acest test are rolul de a verifica butonul de suport din pagina altex.ro. Se accesează butonul de suport și se pune o anumită întrebare din un field de întrebări. Ca să vedem funcția de suport, la fel am folosit un constantă de timp string în care am întrebat, am pus o anumită variabilă, un anumit string, câtă garanție am. Și la fel pe aceeași idee am construit și acest test. Bineînțeles că și XPath se mai poate folosi în, și un CSS selector. Acest lucru l-am folosit în găsirea de produse, dacă dăm la Select Product. Vedem că am folosit de data aceasta un CSS pentru simplu fapt că este mult mai concis atunci când dorim să selectăm un anumit produs, deoarece XPath-urile se pot modifica adeseori, astfel că testul ar fi picat, deoarece XPath-ul nu mai este același pe care l-am folosit noi în test. Trec mai departe în teste. Un test... un nou test este de brand button. Acest test are la final și un assertment, adică este o verificare într-adevăr atunci când testul nostru este rulat corect. Acesta are rolul de a aștepta un anumit string în pagina nouă. Acest string se numește brandul disponibil pe Altex. Atunci când testul găsește acest string, este pass. Astfel că dacă rulăm testul, se deschide din nou pagina de Altex. Merge pe branduri, categorii și testul este PES, însă să mai dau o dată să vedeți și unde se găsește brandul disponibil pe Altex în pagina deschisă. Se observă pe prima A, din păcate. Merge foarte rapid și nu se poate observa, însă deasupra paginii se observă și textul de brand disponibil pe Altex. Cel mai complex test, dacă e să îl vedem, este home button, care trece prin cele trei funcții pe care le-am folosit la începutul testelor. Acest test are rolul de a căuta un produs, în cazul nostru iPhone 11, de a-l selecta în funcție de anumite criterii, de a-l găsi primul de element din pagină, de a adăuga o garanție extinsă și o asigurare. De a-l băga în coș.
de a finaliza comanda. Și da, ne ducem înapoi la butonul acasă pentru verificarea tuturor funcțiunilor din site. Cam acesta a fost proiectul meu. Și avem și un after suite. Acesta are rolul de a închide toate cookie-urile și de a închide și driverul de Google Chrome. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Numele meu a fost Șerban Voluț Constantin și doresc ca noțiunile învățate în acest curs să fie folosite în compania dumneavoastră.